Salut și bine ați la Doar de Lectură! Astăzi facem încă un episod special pentru Halloween, un episod în care vom vorbi de o bandă desenată, The Tales of Telegood, sper că am pronunțat corect. De fapt, această bandă desenată e o colecție de povestiri care au apărut sub acest nume în diferite numere al diferitelor reviste. Acum sunt adunate toate într-un singur volum. E o colecție de povestiri dedicată creatorului lor și toate au loc pe această planetă fantastică Telegood. E o planetă cumva dus în zona fantasticului, pe mine m-a dus cu gândul la Conan Barbarul, ceva în genul ăsta, în care întâlnim demoni, întâlnim vrăjitori, întâlnim hoți, luptători, barbari de toate tipurile și lupte întâlnești și dorințele acestora de preamărire, etc. Bun, totul e îmbinat cu fantastic și un fantastic horror pe alocuri, ba destul de visceral chiar în unele povestiri. Bun, sunt de 24 de povestiri, nu am să vă povestesc despre fiecare în parte, nu o să vorbim despre fiecare în parte, o să vorbim despre o parte din acestea care mi s-a părut mie mai interesantă. Bineînțeles că veți avea și câteva imagini ca să vedeți cam cum arată și arta, pentru că e destul de interesant, povestirile au artă diferită de la normal graficieni diferiți și atunci e logic să difere și între ele. Haideți să vedem mai întâi A Little Knowledge, povestirea care deschide volumul, despre un savant, un cercetător care dorea să afle mai multe, să deschidă un portal către altă dimensiune și să afle cam toate secretele universului. Îi se îndeplinește dorința, bineînțeles că îi se îndeplinește, dar într-un mod în care nu o dorea el. Ca întotdeauna lucrurile nu merg așa cum le plănuim. Haideți să vorbim un pic și despre Talking Heads sau Capetele Vorbitoare. O poveste destul de interesantă mi s-a părut. Un slujbaș al unui vrăjitor este trimis la vrăjitor pentru a-i cere acestuia niște sfaturi. Pe drumul respectiv întâlnește niște capete, din pământ se vedeau doar capetele, se pare că respectiv vrăjitorul la care vrea să ajungă îngropase oameni de vii, lăsându-le doar capetele afară, iar acestea îi cereau să-l ajute să scape pentru că respectiv era un monstru. Bineînțeles că lucrurile nu sunt așa, vorbește cu respectivul vrăjitor, acesta spune că de fapt sunt niște capete de demon și așa mai departe. Vom vedea exact, dacă citim povestirea, cum evoluează. Finalul e destul de interesant, neașteptat și chiar mi s-a părut o povestire horror cu puțin umor presărat pe acolo, foarte bună. În muzica sferelor, The Music of the Spheres, se pare că era un împărat care iubea, era un meloman, iubea muzica și aducea după în toate părțile planetei, după în toate regatele, muzicieni care să-i cântă, dar bineînțeles că nu era mulțumit. Până când la un moment dat a venit un nobody care se pare că știa o muzică extraordinară și îl vrăjește pe împărat. Muzicianul castelului îl urmărește pentru a-i afla secretul, pentru că nu-i vine să crede că un nobody reușește să facă muzică așa frumoasă. Ce află că de fapt acesta hrănea niște sfere cu oameni, iar în momentul în care erau hrănite, acestea scoteau o muzică melodioasă și aceasta diferea în funcție de persoana care erau hrănită. Astfel, reușea să aducă muzica regelui sau împăratului sau ce era. Bineînțeles că lucrurile au o turnură neașteptată și destul de interesantă. To become a god, să devii un zeu. De fapt, e povestea un vrăjitor extraordinar de puternic, el dorește să devină un zeu, dorește să devină nemuritor și să fie slăvit ca un zeu. Pentru asta vizitează toți vrăjitorii pe care îi găsește, ajunge într-un oraș al vrăjitorului pe care îl distruge, de aceea ce ăștia nu îl pot ajuta, și pe drumul lui ajunge la un vrăjitor bătrân, cineva care se pare că ar avea secretul nemuririi. Bineînțeles că există o confruntare, o câștigă și acesta totuși se hotărăște să-i spună care ar fi secretul și îl îndrumă către o insulă, unde visul îi se poate împlini și să devină zeu, zeu întregii lumi. Bineînțeles că devine zeu, dar nu așa cum dorea el. Iar întorsătura, iar și o întorsătură interesantă. The Bride of Balacruz Krim, soția sau mireasa lui Balacruz Krim. Balacruz Krim e un
Zeu, de fapt, e o statuie uriașă, căruia în fiecare an parcă îi se sacrifica prin tragere la sorți o domniță din respectiv oraș. În regele acestei cetăți era foarte nemulțumit de acest lucru și cred că e doar o untertip al preoților pentru a menține puterea. Se hotărăște să nu facă asta și să execute toți preoții pentru a desfința acest cult. O face și din cauza că el însuși avea o fată pe care, logică, își iubea fata și nu trebuia să ajungă să fie trasă la sorți. Cum se termină acest lucru? Există înfruntări între el și preoți și totuși lucrurile nu se termină bine, ca să spun așa, indiferent de cât de mult încearcă acest rege să întoarcă situația în favoarea lui și să salveze fata. The Man of Snakewood, oamenii din lemnul, nu știu, mă rog, un lemn, lemn de stejar, să zic. Nu mă pricep atât de bine la speciile de lemn. Un vrăjitor se pare construiește o armată din soldați din lemn. El vine cu această propunere către regele cetății, o altă, bineînțeles, cetate, de fiecare dată e alta, arătându-i ceea ce a gândit această armată, iar acesta se gândește cu o respectivă armată poate cu cea întreaga lui. Se hotără, deoarece toată treaba pornește de la faptul că el nu avea încredere în propria sa gardă de corp, propriile sale gărzi de corp, și atunci el locuiește cu acești oameni. Ce se întâmplă în final? Bineînțeles că avem o întoarcere de situație și de fapt aflăm că toată chestia asta e un plan pus de un alt rege la cale. Pentru a obține ce? Veți vedea dacă citiți povestirea. Încă două povestiri și ne oprim. Holding the Fort. Holding the Fort e o povestire un pic amuzantă. E vorba de o cetate undeva în mijlocul unui munte, un fort, ca să zice așa, în care era, acest fort era apărat doar de femei. Era un neam războinic, ceva genul amazonelor. Dar acestea aveau o problemă. Lângă ele locuiau într-o peșteră doi demoni. Doi demoni care cumva iubeau femeile și doreau femei, dar bineînțeles că fiind duți, acestea tot timpul îi luau la pietre și îi guneau. Dar ei tot timpul vineau și le furau lenjerie intimă și așa mai departe. Era cum ar veni niște, nu știu, actiați după respectivele femei. Dar apare o problemă și anume o mare armată de bărbat vin să cucerească respectivul fort. E clar că femeile de acolo nu pot să facă față și atunci apelează la cei doi demoni propunându-le următorul tur. Dacă ne scăpați de respectiva armată, noi o să tragem la sorți și fata, femeia care va pica vă va fi sclavă timp de o săptămână. Bineînțeles că aceștia sunt nemaipomenit de bucuroși. Reușesc să înfrâng armata, vă spun asta un pic mai mult din povestea asta, că mi se pare destul de amuzantă. Și după care se întoarcă să-și ia plata, și anume femeia care le va fi sclavă timp de o săptămână. În schimb, respectivele zbâncile au gândit și ele la rândul lor o mică păcăleală și spun că da, am tras la sorți, câștigător a fost oarecare, nu știu, Lula, parcă o chema, dar de atâta bucurie a murit și, și le dă un respectiv, că uite, asta este Lula, e moartă, e moartă de ceva timp, orică deja se descombură. Iar cei doi demoni sunt foarte nemulțumiți de ce s-a întâmplat, dar iarăși se gândește o păcăleală și aceștia până la urmă se mulțumește că până la urmă asta chiar are un miros destul de îmbietor și uite că mai are și vierpinea, deci e ok. Asta v-am povestit toată povestirea că mi s-a părut foarte amuzantă. Ultima povestire, cea care încheie această carte, este Eterna viața împăratului Ig sau The Eternal Life of Emperor Ig. Bun, avem de-a face cu un împărat, pe mine m-a dus cu gândul la Astei și ceva în genul ăsta, care își dorea foarte mult să trăiască, să nu mai moară, să nu fie ucis nici de bătrânețe, nici de arme, nici de otravă, nici de absolut nimic. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cum ar veni. Ca să facă asta, se hotărăște să apeleze la un truc, un truc de care este ajutat și învățat de către văjitorul său, să atragă în plasă, ca să spunem așa, soția unui demon. Bineînțeles, la îndeoarecare demoniță. Aceasta era un, nu știu, hai să zicem, un fel de
Moli, albin, libelulă, ceva în genul ăsta destul de mare, cu un corp cât de cât de femeie, dar destul de deformată, cu un anumit nectar. Prinzând-o în plasă, îi cere soțul acestea pentru a elibera soția să-i dea cele cerute și anume viață fără de moar, să-mi fie ucis de sabie. De... Bineînțeles că pentru a-și recupera soția, demonul îndeplinește respectivele cerințe din să bea într-un nectar special, dar lucrurile cad de obicei, așa cum se întâmplă pe parcursul întregii cărți, nu este așa cum își dorea ea. Finalul e destul de șocant, m-a dus cu gândul la un episod din Twilight Zone, unde finalul e cât de cât asemănător, dar e un final destul de îngrozitor, cel puțin pentru împăratul. Ne oprim aici cu ce să vă spun despre povestiri mai sunt, bineînțeles. Grafica e destul de bună și frumoasă, după cum v-am spus. Interesantă, povestirile iarăși interesante, duc cu gândul la planete fantastic. Destul care spune imaginația la încercare. Avem acolo și călătorii temporare, avem diferiți monștri, demoni, etc. Destul de interesantă cartea. Povestirile sunt scurte, se citesc rapid. Sincer să fiu, mi-au plăcut, din păcate finalul devine cumva repetitiv de fiecare dată, știind că vei avea un final care se întoarce și e clar că povestirea nu va merge în direcția pe care ți se indică, de aceea o parte din final, ba chiar destul de multe, la un moment dat ajungi să le ghicești, să-ți dai seama cam ce urmează. Sincer să fiu, mi-a plăcut, a fost o lectură interesantă, pe aici pe acolo destul de violentă. Grafica este foarte bună și ea diferă de la povestire la povestire, așa cum v-am zis. O recomand să o citiți, am să dau un 9 din 10. Interesantă, grafică bună, povestiri cu final neașteptat. Din păcate v-am zis, devin repetitive și la un moment dat ajuns să ghicești finalul încă dinainte, în momentul în care ți se spune plotul. Povestirile sunt destul de scurte, asta ar fi alt minus pentru că, sincer, studiau și doream mai mult, voia mai mult, dar se limitează doar la câteva pagini fiecare poveste. Cam asta fiind zise, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți, dar nici de lectură.